Salutare un bun, și mi am găsit la Secolul Singurătății, o carte minunată. Pe cât este de minunată, pe atât este de cumplită. Și acesta va fi un clip cu teme grele, triste, dar vreau să ne menținem seminătatea, să rămânem împreună în a aborda aceste teme, să nu fugim de inevitabil, cumva, să nu ne facem că nu există aceste chestiuni. Dar vă spun, sunt câteva statistici care m-au dat pe, sta pe spate, știam în mare nu mi-a spus nimic nou, dar mai sunt niște situații haideți să vă zic una încă de acum există pe lume, în timp ce vorbim bătrâni care fură din magazine ca să intre la pușcărie ca să nu mai fie singuri e, ah te, te copleșește, dar trebuie să ne menținem zilnicitatea, ce e de făcut, să vedem ce putem să facem, așa să ne lamentăm, nu mai, nu mai pot să mă mai lamentez, nu mai nu vreau să mai mă plâng niciodată <laughs> să vedem ce avem de făcut, domnule. Să rămânem optimiști, să rămânem pe seninătate. Nu obsesiv seninătatea aceea a omului care vrea să nu se gândească la nimic negativ, să fugă de toate problemele, fiind el însuși anxios, nu. Să înfruntăm problemele, dar să fim așa, cu fermitate. A, apropo, vă mulțumesc tuturor celor de pe Patreon. Fără voi nu aș putea să fac aceste clipuri și sper să vă placă și acest clip. Îmi place cum începe cartea. Vorbește despre tatăl ei atunci cu COVID-ul și îi dau un mesaj în ziua a patra, în ziua a patra de izolare atunci cu COVID-ul, tatăl meu de 82 de ani îmi scrie pe WhatsApp singur ca un nor am hoinărit referire la poezia lui William Wordsworth I wandered lonely as a cloud absolut super dar am fost bucuros credeam că așa o să fie și cartea prin absurd, însă apoi Începe dezastrul. Acum e un caz uh, din zona Black Mirror, dacă ați văzut serialul, vi recomand. Fiți atenți aici. Nu, că, nu știam că se întâmplă chestia asta. Nu credeam că s-a ajuns până aici. E încă SF pentru... Încă n-am reușit să asimilez că se întâmplă asta. Să-mi spuneți dacă voi știați de chestia asta. Mi s-a părut wow. Deci, Britanii își face apariția. Cu picioare lungi și o constituție atletică, zâmbetul lui se lărgește de îndată ce scanează încăperea și dă ochii de mine. Îi spune, hei, îmi place rochia ta, la 40 de dolari pe oră, cred și eu. Pentru că Brittany este prietena pe care am închiriat-o pentru după amiază de la o companie numită Rent a Friend. Să-i dai 40 de dolari pe oră unui om ca să fie prietenul tău, something is fucked up. Simți că e ceva neregulă. E cumva un semnal așa de alarmă, știi, hei, 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 oprește-te. Ai luat-o pe un drum greșit mai degrabă așa îmi vine, decât să spun că ce bine că suntem civilizați și iată prin tehnologie, putem acum să avem prieteni și nu știu ce să zic. Mă duc mai, mai, degrabă pe, bă, ce e asta? Ce, asta? Ce, asta? ce facem noi aici? Ce viață e asta? E cu discursul lui Domenico din Nostalgia. Voi cei sănătoși, și să cu, cu sănătatea voastră. Ne uităm cu toții spre neantul spre care ne precipităm. Nu mai vedem nimic în afară de moarte omul a devenit ceea ce este privind moartea, spunea Lucian Blaga. Floarea lui a devenit așa privind soarele. Pentru că Britanii este prietena pe care am închiriat-o pentru o după amiază de la, la compania numită Rent a Friend. Și, asta cu Rent a Friend. Înțeleg mica rimă, dar mai, mai deprimant e, nu știu. Fondată de către antreprenorul Scott Rosenbaum, din New Jersey, care a văzut succesul de care s-a bucurat ideea în Japonia și având în prezent filiale în zeci de țări din întreaga lume, compania vă oferă prin închiriere pe website mai mult de 620.000 de prieteni platonici. Eu aș putea să fiu bun aici. Amicul... <laughs> amicul la nevoie. Amicul platonic. Am așa glumele la mine, mă pliez după om acolo, vreau să fie ideal pentru el. Aș fi așa bun. La nu aceasta, fusese cariera visată de Brittany. Hey, hai să vin că nimeni nu spune asta în clasa 5-a. Eu vreau să mă angajez la Rinta Friend. <laughs> nu că se bine ce aușesc. O să fiu prieten de ocazie. Dar nu aceasta fusese cariera, cariera vizată de Brittany, tânăra de 23 de ani în statul Florida. A avusese alte intenții atunci când fusese acceptată la Universitatea Brown. Ne reușind însă să-și găsească un post în știința mediului, specializarea ei la universitate, și apăsată de greutatea datoriei acumulate la bancă pentru a-și plăti taxele de studii, Brittany spune despre hotărârea de a-și închiria compania că a fost o decizie pragmatică, munca emoțională depusă fiind doar o altă calitate cu valoare monetară din oferta sa profesională. Atunci când nu își închiriază serviciile, în medie se întâmplă cam de câteva ori pe săptămână, Brittany ajută micile companii cu marketingul pe platformele sociale și oferă servicii de secretariat prin TaskRabbit. Sunt atât de bătrân. Mă depășește tot ce am citit până acum. Eu nu știam că există chestia asta. Pentru mine e ceva wow. E cum era pe vremuri pentru bunicul meu internetul, cam așa e pentru mine asta curentă, friend. Sunt atât de departe de asta. Înainte să ne întâlnim, eram oarecum îngrijorată, pentru că nu știam sigur dacă prietena nu însemna de fapt în limba secret partener sexual sau dacă aș fi putut să o recunosc pe fotografia de profil. În câteva minute însă mi-am dat seama că suntem în totalitate în afara zonei de prieteni cu beneficii și în următoarele câteva ore plimbându-ne prin Manhattan și vorbind despre mișcarea mitu și eroina ei Ruth Bader Ginsburg și apoi vorbind despre cărțile noastre preferate de la McNally's chiar am uitat în anumite momente că plăteam de fapt pentru compania lui Brittany <laughs> cred că asta e victoria absolută cam acolo, cam acolo aș vrea să pentru că eu aș fi sincer știi și vreau să-i separe și ei că e izințiată și apoi să și vorbim despre chestia asta, și Că am pornit la drum dorindu-mi ca tu să crezi că e totul sincer, dar la același timp simt că e puțin artificial, dar să știi că, deși e artificial la început, apoi, odată împreună, chiar mi-a plăcut compania ta și nu știu ce. La vezi, te duci mai departe apoi și încep să... Din mărinimia aia zici că data viitoare ne vom întâlni gratis. <laughs> Eu aș da faliment. A... Oh că se simte prost totuși, că dacă vrei poți să mă suni și data viitoare, cu cea mai mare plăcere, ești clienta mea favorită sau clientul meu favorit. Ce sunt astea? E atât de bizară totuși și discuția asta și ideea de a avea un prieten care îi dai bani. Măi, foarte trist, măi. Sau nu e trist? Sunt eu aici și exagerez eu, mai. De ce să fie trist? Foarte bine. Ne descurcăm și noi cum putem. Sunt în conflict, nu știu, nu știu ce să zic. Chiar dacă nu părea neapărat o veche cunoștință, simțeam că ne putem împrieteni destul de ușor. Nu știu ce să zic, că ai mereu sentimentul că se pliază pe tine, nu? Că nu e ea cea reală, așa. Până și gusturile ei, cred că se schimbă de la client la client. În funcție de ce alege, nu știu, vrea, dacă merg cu ea sau cu el la categoria aceea de filozofie, imediat spune și ea de pe acolo, nu? O să-mi spună, știi, mie îmi place Mihail Radulescu. A, ah, eu credeam că, credeam că vorbim de Dostoevski. Să-mi dai bani înapoi. <laughs> sau să -mi mintă, să se prefacă. Da, și mie îmi place foarte mult uh, ve Verișorii Caramazov. <laughs> fratele, fratele Caramazov și eu am citit. Mi-a plăcut și mie. Citești acolo în fugă un titlu. Cum te pregătești ca prieten, totuși? Aș fi total depășit dacă alege fizică sau ceva. Păi eu nu știu... Andreea, scuze-mă, eu nu pot să fiu amicul acela cu care vorbești tu. Eu, de-astea, astrofizica pentru cei grăbiți, de-astea. <laughs> Însă abia când am ajuns la Urban Outfitters pe Broadway, a, a devenit într o totul încântătoare. Exact când cronometrul întâlnirii, întâlnirii noastre se apropia de final, cu zâmbetul încremenit pe chip, cu replici toate amuzante, mă tachinează în timp ce scotocim printr-un morman de tricouri și mi se alătură jocăuși într-un concurs de probat pălărioare de vară în toate culorile curcubeului. Aparent îmi stau tare bine, deși mă gândesc că mi-ar spune asta oricum, indiferent dacă... pe păi asta spun, orice faci, orice faci cu acel prieten, ai mereu... Mai bine, uite, aș vrea să o chem pe Brittany și să vorbim despre chestia asta pe care o face ea, știi? Nu sunt încerc efectiv să am prieten, pentru că nu o să pot. Sau ei folosesc acest prieten ca să se plângă de diverse chestii. Uite, te-am sunat, am nevoie de să vorbesc cu cineva despre chestia. Uite ce mi s-a întâmplat. Așa ar avea sens m-am certat cu un știu cine și ea să fie acolo, aparent interesată să, și eu, să aibă o eu, să opinie, te descarci oricum. Dar e foarte complexă treaba. Se poate duce în toate zonele. Ar avea sens așa să te plângi acelui dar să ai pe bune o relație de prietenie cu câteva ore, nu știu ce să zic. Uite, e ziua mea și n avem pe nimeni. Hai, bucură-te pentru mine, chiar dacă nu mă cunoști. Mai e trist, mai. Uite, vreau să mergi și un parc cu cineva și n-am cu cine. Îți place parcul? Ea să spună nu. Ai, mai cum îți place parcul? Te-ai angajat să fii prieten a oamenilor și nu-ți place parcul? Păi, nici nu-i jumpa am nevoie de bani. Bine, mă, bine. Bine, mie mi-ar asta. Dacă mi a spune asta, ar deveni prietenul mai pe bună, păi. Mă falimentează că vreau să mai văd. O întreb, dacă ar fi uh, să creionezi în câteva cuvinte profilul clientului obișnuit, ce ai spune? Răspunsul ei, singur, între 30 și 40 de ani, cu o carieră solidă. Genul de om care petrece multe ore la serviciu și nu pare să aibă timp pentru prea mulți prieteni. faptul că astăzi pot să-mi cumpăr companie la fel de ușor cum mi-aș cumpăra un hamburger cu doar câteva clicuri spune ceva despre vermurile în care trăim. Da, dar întrebarea e, spune ceva de bine sau de rău? Care este sentimentul pe care îl avem? Îmi pare că e ceva extrem de nenatural, extrem de artificial și că e un semnal de alarmă să ne întoarcem înapoi. Exact, de discursul lui Domenico din Nostalgia. Dar că unde să te mai întoci? înapoi? Nu, nu, poți să te mai întorci înapoi. Nu mai există chestia aia. Să mai trăim ca acum 50 de ani, nu mai e cum. Am, am ajuns undeva exact ca în Biblia ai mâncat din Pământul Cunoașterii, am tot avansat, tot avansat. Singurătatea era inevitabilă. Nu poți să ai și partea dezvoltării, pentru că la noi dezvoltarea e deja desprindere de. e o postumanitate în, ireversibilă, într-un proces ireversibil. Nu mai ai ce să mai faci. Trebuie doar să vedem ce mai e de făcut de aici, cum să gestionăm chestia asta, cum să gestionăm imposibilitatea de a mai schimba ceva. Nu mai poți să mai fi nostalgic cu dacă îți permiți acum te duci la țară și își construiești statul tău. L-am tot spus asta, dar nu ziceam în glumă. Am câțiva oameni, mă, ăștia 100 de pe YouTube, stăm acolo, pe la un sat și departe de lumea. adică nu mai ai decât să ignori mersul lumii. Nu mai poți să mai faci nimic. Nu se mai poate schimba. Nu putem să mai dăm mâna pe gata. Asta va fi lumea de acum înainte. Ne apropiem, eu cred că ne apropiem spre extinția noastră, așa cum suntem noi acum, într-un fel sau altul, nu va, exista, nu va mai exista omul așa cum e acum. Ceea ce nu e neapărat rău. Hai să fim serioși, că nu suntem atât de grozavi. Va fi o versiune om 2.0. Dar chestia asta e... Ah. Am luat-o pe un drum greșit, eu așa cred că am luat-o pe un drum greșit. Nu știu ce s-a rupt, ce s-a obsesia asta noastră de a evolua în nimic, așa, să, și, și cu roboți, și cu toate asta, așa, ca să ce, ca să, unde, ce vrem noi să facem chestia asta? Păi hai să, să vedem ce se întâmplă, să vedem, să vedem, să vedem, să... curiozitatea asta tâmpită fără niciun sens. Să avansăm așa ca să avansăm. Nici nu, măcar nu știm de ce mergem pe alte planete, ca să prezervăm o viață, ele nu mai spune chestia asta, că, că, suntem în pericol noi, să... ok, da, să... ai specii și pe alte planete ca să nu mor, dar gândiți-vă și la chestia asta, noi n-am ajuns să avem o soluție pentru noi înșine de acum, care sunt șansele să facem ceva bine pe alte planete? Îmi pare că ar fi trebuit să fie concentrarea maximă pe o mie de ani de... Ok, să ai și chestia asta, să ai, alte planete, să ai câțiva oameni pe alte planete ca să fii sigur că, -am, că vom supraviețui, dar concentrarea să fie și pe... Bă, nu vezi cum suntem noi. adică alarma absolută și toți banii să vină pe cum să rezolvăm noi aici, pe pământ, pentru că noi suntem... În pragul catastrofei noi, înșine aici, noi suntem propriul nostru virus, din toate punctele de vedere, cu poluare, cu tot. Și noi... Obsesiile noastre sunt să mergem pe alte planete și să dezvoltăm roboți. Păi și oamenii mor, n-au apă. <laughs> păi gândiți-vă și voi la chestiile astea, adică... Nu știu ce să zic. Eu, pe de parte, ai nevoie de chestiile astea și că noi suntem, în la urmă, așa, niște numere carne de sacrificiu așa, nu prea contează oamenii în mare, pentru evoluția generală, da, poate ar avea sens, nu știu. Complicat, e complicat. Mă depășește. Sunt ignorantul ăla de la cărciun cum, și în dau așa părerea. Nu, nu am ce idee, nu știu. Noi nu avem idei, dar avem uh, discursuri, avem convingeri. Uh, singura chestie înțeleaptă pe care putem să o facem este să nu mai credem în ce credem. Nu, no, nu cred nici în asta. Spuneți-vă mai părerea, așa cum puteți și vă, ce contează. Ești ignorant sau nu, dar măcar să admiți că ești ignorant. Uite, eu nu mă pricep la nimic, n-am citit 10 cărți despre ce o să vă spun acum, dar cred așa, intuiesc că nu știu ce. Asta e părerea mea de om bon prost care n-a citit nimic pe chestia asta. Și apoi celălalt vine și el cu prostia lui. Problema e să nu credem că știm, să nu, păi uite ce, uite ce cred eu. A ca vecina aia care știe ea cu iluminate și că vor acum să ne ia și să... Bine. Uh. E ușor să spui că așa vor ăștia, să, să inventezi un ăștia și tu să nu știi nimic despre nimic, ești ultimul analfabet, dar ai cheia universală prin acel misticism cu vrăjitoare. Fiți atenți și aici, m-a dat pe spate. Deci a apărut aceasta, așa zisă, economia singurătății, care îi susține și uneori exploatează pe cei singuri. Economia singurătății, incredibil. În Marea Britanie, problema a devenit atât de gravă încât în 2018 prim-ministrul a ajuns chiar să numească un ministru al singurătății ferească Dumnezeu, nu știu, mai, nu știu, nu, e ceva, îmi vine să dau înapoi, îmi vine să mă revolt când citesc chestiile astea, e ceva, e, e ceva putere, efectiv simt că e ceva putere, dar mă gândesc că sunt eu bătrânicios și nu, eu știu că așa erau și bunicii noștri cu privire la niște chestii, dar așa e lumea acum, trebuie să acceptăm, că așa, Ăstea sunt sacrificiile pe care, pe care, trebuie să le facem ca să, dar vezi, ca să ce, că nu prea mă entuziasmează ce se întâmplă, nu știu, mai. adică, E ceva mai valoros decât interacțiunea asta, decât a ne iubi unul pe celălalt, decât ce se întâmplă decât în transportul ăsta al emoțiilor de la om la om, e ceva mai frumos decât, nu știu, decât câmpia, decât vegetația, decât natura și decât iubirea unui om față de alt om. Dacă da, dacă punem valoare mai puternic pe altceva, atunci da, nu mai contează. Putem să, să, să chinuim oamenii oricum pentru marele scop, știi, să duce așa într-o utopie dintre asta, ok, atunci cu toate sferințele, nu contează, nu contăm, nu e vorba despre noi, e vorba despre celălalt om, supraomul, omul, braula. Dacă ar fi așa, ok, să zicem că ne sacrificăm pentru acel ceva, dar nu prea, nu prea văd, nu, nu, nu rezonez cu asta. Să avem grijă de natură și să ne iubim unul pe celălalt. Mai degrabă, asta, viața asta, dar vezi ce se întâmplă cu viața asta. M-am gândit la chestia asta, că eram tot așa trist, că Parcă suntem asta, povestea din prăbușirea Casei Asher a lui Edgar Poe Și cu fiecare zi parcă ne prăbușim și mai mult, așa aveam sentimentul. Pentru că și proiectez în mine bătrânețe așa în afară. E și asta, dar e și pe bune, adică am articole în care vă arăt că așa se întâmplă. Și mă gândeam că și dacă ar fi cum vedeam eu lumea, dar să stăm toți așa liniștiți, să avem grijă de natură, să nu poluăm și asta în, în număr mare de oameni. Iarăși și aproape utopie, dar să zicem că am fi mers așa, dar prin absurd, omenirea ar ajunge la o armonie dintre asta și suntem toți, trăim ca în Suedia, nu rănim pe nimeni, până și casele, în mijlocul unui câmpii facem cu glinză așa la pereți ca să nu uh, deranjezi natura, să rămână, să, să vezi tot câmpia și e totul absolut perfect, da? Dar ajungi la chestia respectivă în care nu, nu mai ai voie să mai evoluezi de acolo, pentru că deja evoluția ar însemna să poluezi. Și ce se întâmplă apoi? Ok, ne iubim unii pe ceilalți și stăm... Practic, acum, cum era acum ceva timp, da? Cum erau oamenii. Ajunse să era, era și cât de okay. cât totul și ce să facem? Să mâncăm și să ne iubim și să rămânem acolo. E foarte greu să, să, să pui omul într-o postură ok și să nu vrea mai mult. Orice, orice ar face. Asta e, aici, aici e problema noastră. E cel nenorocit de mare, care e simbolic pentru ce spun acum, dar are sens totuși în ce cunoaștere, acel ia, ia, să văd, ia să văd, ia să văd mai mult, mai mult, e acea, acea, continuă, de parcă suntem făcuți în așa fel încât nu ne putem opri orice s-ar întâmpla. Noi știm că nu facem bine cu chestiile astea, simțim că e ceva în neregulă, în, în obsesia asta cu care, parcă mergem pre, spre prăpastie și câte vizionare are Tarkovski. Mă, deci discursul ăla din, din nostalgie e ceva, sunt 10 minute pe care ar trebui să-l ascultă fiecare om, dar, na, iarăși ar trebui, ar trebui. poate nici nu nu știu, nu știu ce trebuie și nu, dar vreau să zic are legătură foarte puternică și era vizionar, cum, cum nice era vizionar, așa a fost și Tarkovski cu acel, nu era greu să vezi, dar la virgulă, la virgulă, la virgulă, cum și nici cu, cu Dumnezeu a murit și cu, nu o spunea cu bucurie, cu valorile pe care le reprezenta. Într-adevăr, Dostoevski la fel, Era mare vizionar. Deci, vă ziceam de Dostoevski cu nouă ne e rușine până și să fim oameni. Trebuie să vă citesc chiar și chestia asta. Nouă ne e penibil până și să fim oameni. Oameni cu trup și sânge adevărat, propriu. Ne e rușine de asta. Să cotim acest lucru degradant și tindem să fim habar n-am ce oameni. În deopște, ce facem încă nu s-a pomenit? Suntem, încă, suntem, născuți morți și, de altminteri, de mult nu ne mai naștem din părinți vii. Lucru care ne place din ce în ce. Am prins gust, în curând vom născoci cumva și nașterea nemijlocită din idee. Mai. Ce? Poți să mai spui? Deja, când zici om, nu mai zici familie, zici laborator. E mai. E mai degrabă așa. E mai degrabă într-o într sală dintr-asta făcută așa. Și se va ajunge care acolo, într-acolo, încât, practic, viața pe care am trăit-o noi, bătrânii, Va fi așa ceva pentru generațiile, pentru stră-stră-stră-nepoții noștri, când vor auzi cum trăiam noi, vor fi așa cum ne uităm noi acum la oamenii care desenau vaci prin peșteri, ceva. What? Nici nu, nu poți să explici chestia asta. Bine, dacă vor mai exista oameni până atunci, și asta e. Deja se mișcă totul atât de repede. Nu mai cumva viața omenească s-a sfârșit sau e, pe cale de dispariție. Cam asta ar fi verdictul. Viața omului, așa cum o știm, e pe, e pe sfârșită. E, un, e un miros de sfârșit. Dar poate mă înșel, poate nu e așa. Nu știu. Habar Faptul că astăzi să-mi cumpăr compania la fel de ușor cum mi-aș cumpăra un hamburger cu doar câteva clicuri, spune ceva despre vremurile în care trăim, precum și faptul că a apărut această, așa zisă, economia singurătății care îi susține și uneori îi exploatează pe cei singuri. În secolul 21, însă, secolul cu cei mai mulți oameni afectați de singurătate, clienții supra solicitația lui Britney nu sunt singuri aflați în suferință. Tentaculele singurătății pătrund mult mai adânc. Chiar, chiar, dinainte ca pandemia să declanșeze această recesiune socială care au trăvit interacțiunile de tipul față în față, 3 din 5 adulți din Statele Unite declarau că se simt singuri. 3 din 5 adulți din Statele Unite se simțeau singuri. În Europa, scenariul era asemănător. Asta poate să fie și un lux, știi? Că nu ne mai gândim atât de obsesiv la ce avem, dacă avem ceva de mâncare mâine și ai luxul anxietăților și traumelor pe care le înfrunți, pe care ceilalți dinaintea noastră nici nu le vedeau măcar. Atât de rău, prin și în traumele lor, că și ei suferau, dar erau atât de era atât de alarmant să aibă ce mânca mâine și luptau din greu pentru asta, încât nu mai aveau timp pentru chestiile. Acum ne permitem cumva luxul de a fi singuri, de a fi deprimați, de a fi anxioși. Și totodată parcă suntem și mai slabi decât cei din trecut, având obstacole mai mici, dar în același timp, iată, suntem și doborâți pentru că înfruntăm traumele, înfruntăm prin cum trăim acum, suntem față în față cu anxietățile și cu traumele respective pe care ceilalți le evitau făcând eforturile de zi cu zi ca să aibă ce mânca. E, cu și și nu, e, nu e așa de ușor să spui că era mai puternice aia dinainte. Eu, tatăl meu știa o treabă de acum masă. Avea și el traumele lui, fusese bătut cu curea, cine știe cum. Nu e chiar așa ușor. Nu trebuie să divinizăm și să spunem că acum generații noastre sunt vai de mama lor, toți niște papa uh, papă lapte și le cade ceva pe genunchi. Nu e chiar așa. Uh, din simplu fapt că un copil de 10 ani acum are acces la informație cât nu avea toată generația noastră înainte. Au niște capacități, nu, nu trebuie să ignorăm așa. Nu sunt analfabezi, nu sunt, sunt dezvoltați și ei în zonele lor. E altceva, pur și simplu, e altceva, nici nu se pot compara. Au forță pe alte chestiuni, sunt și ei slabi, într-adevăr, pe altele. E mai complicat. Ce ușor e să dăm așa în funcție de cum suntem noi și cum simțim noi și tragem noi concluzii. Uh. În Europa scenariul era asemănător. În Germania, două treimi din populație consideră că singurătatea este o problemă gravă. Cum poți să spui două treimi? Eu nu înțeleg restul. Meu, este znebun, mă voi sunteți nebuni, Sunt oameni care se sinucid de singurătate. Sunt oameni care sunt distruși pe viață. Sunt oameni care au intrat în depresie plecând de la singurătatea respectivă și de la izolare. Și în sine, izolarea te dezechilibrează emoțional la așa fel încât te poate traumatiza pe viață și devii anxios cu privire la întâlniri cu oamenii, la cum te manifesti, încep să îți deformezi totul. Nu poți să, să, spui, hai mai singurătate, hai mai lasă-mă. Unul din opt englezi nu au nici măcar un prieten apropiat pe care să se bazeze. Numărul ajungând la unul din zece cu cinci ani în urmă. Trei sferturi dintre cetățeni nu cunoșteau numele vecinilor de cartier, în timp ce 60 la 11 nici de bloc nu-i cunosc. <laughs> În timp ce 60% dintre angajații britanici declară că se simt singuri la serviciu. Avea gigă cu o chestie tare că a ajunsese la acel nivel cu vecinii în care nu se mai salutau, dar el. E foarte interesant. Cristian Todor Popescu spune că civilizația tocmai asta este: salutul cu celălalt. În clipa când nu ne vom, nu ne vom mai saluta, ne dăm iarăși cu pietre în, în cap și suntem foarte aproape, că omul e făcut în așa fel încât e foarte aproape de, de bestia din el, știi, și menținem acolo civilizația asta, societatea așa, să ne dăm salutul, să fie și în clipa când dăm înapoi și nu ne mai salutăm și dușmănie și nu știu foarte ușor ajungem la conflict. Jijek spune invers, că am ajuns atât de civilizați și că îmi respect vecinii pentru că nu ne salutăm. Că avem așa cea candoare, știi, că nu, dăm doi bani pe acel chit chat, știi, pentru vorba aia de nimic, până că nu contează și să nu mai... Cumva aș veni spre Jijic, dar totodată înțeleg ce spune și Cristian Totoropăvescu. Parcă avem nevoie de minimul bun simț, știi? Și observ la mine chestia asta, cum mă activez, activez bătrânul ăla din mine, cum se vorbea tu, timpuri. Mulțumesc frumos, o zi bună, le zic așa automat, nu... Nu, nu mă pot abține, nu... Am o strângere de inimă dacă trec pe lângă cineva și nu salut. Probabil că sunt un om bun și de asta. Ar putea are, are, legătură, poate are legătură. Sunt unii nesimți, eu îi consider nesimțiți pe cei, dar vezi, sunt ei oare nesimțiți. Dacă treceam pe lângă că eu sunt convins că el salută. Dacă te vede că te uiți la el, te salută. El e și el un bun om bun asupra, sunt convins. Dar cred că nu-l salutase cineva și a spus chestia asta. Nu cred că crede pe bune. Dar mi-ar plăcea totodată să fie așa, știi? Hai băi, ce te tot izmenești? Ne cunoaștem de 50 de ani, nu vorbim nimic niciodată. Ce să mai salutăm? Pentru ce? Ar fi frumos să fie și așa, dar parcă totuși, hai măi, să ne salutăm, dracu. Suntem oameni, măi, te văd, treci pe lângă mine, nu zicem nimic. E, e ceva factat până asta. Eu mă bucuram la început, atât de faptă Bine, e retardat emoțional, nu e ceva interesant. Nu era o aici, eu nu salutam. Uh, mă bucuram că mă mutase mai aici, că nu mă știe nimeni și aveam anonimatul ăla și pot să nu salut pe nimeni, să nu intru în, în, discuții cu nimeni. Era disprețul meu față de ceilalți, până la urmă. Știi, te cumva elitist, nu ești tu interesat de poveștile lor, e plebea, știi? Ce. Cine e tu în fond? Un om singur dintre ăsta, mărând așa, cu anxietățile lui, bizar, noaptea pe afară, prin benzinării ce faci, mă, tâmpit, cu energizante după tine, îți cad, <gură> îți cad gogoșile din palton, mă rog, n-aveau gogoși la menzinărie, îți cad energizantele. Of, dar tu ești superior, tu, vai, să nu salut, eu nu n am timp, unde te duci, mă, ce faci, îl ziceți pe Schopenhauer, tu. Ce interesant. Și chiar dacă l-ai citit, ok, l-ai citit și așa și ce. El însuși avea și el problemele lui. Nu e un om respectabil din toate punctele de vedere. Hai să nu mai idealizăm. Dar eram copil la. Iată, când zic, hai să nu mai idealizăm, mă distrug apoi. Hai să nu idealizăm, hai să distrugem. E foarte greu pentru noi să rămână în echilibru. Chiar dacă mai îmbătrânit mai am energia aia, toți sunt pătimași, așa cum mă, aprind pe chestii. Apoi râd de mine, de fapt nu cred nimic. Nu cred nici măcar că nu cred nimic. Să vă zic, Stavrogin, foarte bună. Când crede, nu crede că crede. Când nu crede, nu crede că nu crede. Dar asta e genial, da? În întreaga lume, oamenii se simt singuri, deconectați și înstrăinați. Ne aflăm în mijlocul unei crize mondiale a singurătății. Niciunul dintre noi, oriunde ne-am afla, nu este imun. Și acum fiți atenți. La aproape 10.000 de km de cartierul Noho, din Manhattan, Saitosan se trezește. Minionă, cu fața rotundă și privirea de o mama a doi copii și văduvă știe foarte bine ce înseamnă singurătatea, copleșită de numeroase probleme financiare, cu pensii ce nu-i poate au cuprit cheltuielile de întreținere și fără sprijin din partea copiilor, deja mult preocupat să mai parte de grijă, saito -san se simte deseori de singură pe lume. Însă toate astea se petreceau înainte să ia o decizie radicală și greu de închipuit. Încarcerată acum în peniten penitenciarul de femei Tokigi, saito -san este una dintre numeroasele deținute în vârstă care au ales cu bună știință viața în închisoare. În Japonia, infracțiunile comise de persoane cu vârsta de peste 65 de ani au crescut de 4 ori în ultimii 20 de ani. 70% din cei aflați în această categorie de vârstă au recidivat într-un interval de 5 ani. Junco Ageno, sau Junco Ageno, directorul Junco, sigur, cred. Junco Ageno, directorul, nu mai pot să spun, sigur, sigur, probabil, posibil, cred că de cât. Uh, directorul închisorii este convins că singurătatea reprezintă probabil un indicator cheie pentru această creștere. Koichi Hamai, profesor la Universitatea din Ryukoku, Ryukoku, care a studiat fenomenul prizonierilor în etate, este complet de acord. După părerea sa, un număr semnificativ de femei în vârstă aleg închisoare pentru a scăpa de izolarea socială pe care o resimt. Încarcerați de regulă pentru fapte minore, precum furtul din magazine, unul dintre cele mai simple delicte pe care le poți comite dacă vrei să ajungi la închisoare, 40% dintre deținuți au recunoscut că vorbesc rare ori cu ceilalți membri ai familiei. Îngrozitor! 40%, rare ori vorbesc cu membrii familiei, sau că nu mai au pe nimeni. Și am văzut documentare de oameni, erau în niște case între alea extrem, extrem de simple și un bătrân, în japonez era venit să să-i dea de mâncare și să în mijlocul casei, nu avea absolut nimic. Bine, eu oricum stau pe jos, nu e când voiam să văd eu canapeaua, dar vreau să zic așa, băi, nu avea nimic în casă, țin minte asta. Era așa într-o cameră goală, cu cum nu mutasem eu și nu aveam cărțile. Și stai așa în mijlocul camerei și se uita la un televizor care era cu pureci așa. Sau se mai vedea din când în când, dar parcă nu vedea nimic, știi? Se uita în și televizorul lui. Asta era toată viața lui. Și spunea că nu, nu, mai, cu, nu mai vorbise cu, nu mai cu copii, că nu, se mai interesa de el. Băi, ți-i pe sufletul nu avea pe nimeni. Venea doamna aia să-i dea de mâncare acolo. Nu mai e pe nimeni. E, Așa o să ajungem. Acum te bucur că, vai, uite, sunt eu singur, cum ce viață duc eu, fără responsabilitate, și apoi o să am 70 de ani. Salutare, omul! Nu se mai uită nimeni, ci, nici nu mai aud, că ea 100 de oameni eu care mă bazam. Au și ei nepoții lor, nu mai aud bine. Stau, le citesc. Alor lor, alor lor. lor, lor. <laughs> eu ok să spun, alor lor. Stați la masă de Crăciun. Cine să se mai uită? A trecut viața prin nu Ne merităm sarta unii dintre noi foarte bine să suferim, bă, să suferim la bătrânețe. Că am fost egoiști, să n-ai... Dar vezi că bieții de ei aveau copii și au plecat. Apoi vin pe la el. Vezi, ei, uite eu, sunt la fel ca tine, dar măcar mi-am văzut de viață, mă știam cum sunt oamenii. De asta n-am făcut copii. Ce oribil, scuze. Un număr semnificativ de femei în vârstă aleg închisoarea pentru a scăpa de izolarea socială pe care o resimt. Încarcerați Așa, deci am zis 40% dintre deținuți au recunoscut că vorbesc rare ori cu ceilalți membri ai familiei sau că nu mai au pe nimeni jumătate dintre vârstnici ce închiși pentru furt din magazine în ultimii ani locuind singuri înainte de a ajunge la închisoare. Mulți consideră că încarcerarea este o modalitate de a se înconjura de o comunitate pe care nu au acasă. Să intri la pușcărie pentru că vrei o comunitate pe care nu o ai acasă, iarăși e ceva Of, oh, un loc în care, după cum ne explică un octogenar, întotdeauna, întotdeauna există oameni în jur și nu o mai simt singur. Mai e pe sufletul meu. Un mediu pe care o altă deținută de 78 de ani, doamna O, îl descrie ca fiind precum o oază în care există mulți oameni cu care putem vorbi. Un sanctuar care le asigură nu doar companie, dar și susținere și îngrijire găsesc la pușcărie ce nu au în viață, ce nu au în societatea asta pe care am construit-o noi. În minunata lume nouă a noastră, Vârstnicii sunt primii pe care îi luăm în considerare atunci când ne gândim care este categoria socială cel mai puternic afectată de singurătate. Și, într-adevăr, este se cu mult peste medie. În 2010, 60% dintre cei aflați în cămine de bătrâni spuneau că nu au niciodată vizitatori. Și pentru fiecare știre, văd și articole respectiv, sunt articoli, articole, articole științifice, nu vă gândiți că e așa, o jurnalistă să doi bani. Nu, 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 e foarte bună cartea și trimite la o grămadă de alte cărți despre subiectul respectiv. E extrem, extrem. Comparație, vă rog. E și coperta dumnezească, arată superb trebuie cumpărată această carte și să vorbim mai des despre chestia asta că cred că vorbim doar la nivel individual că mă simt singur și hai să facem poezie și nu, 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 e mult mai important cred și în singurătatea individului dar e o problemă aproape globală dar vezi și asta e cumva sunt oameni care nu au ce mânca. În alt... Adică problemele sunt mai mari altundeva, nu știu ce să zic. În același timp e problemă importantă și asta. Dar parcă să facem acum alarmă absolută din singurătatea noastră a celor civilizați și să ignorăm faptul că nu au ce mânca. Alți Ar sta săracii singuri. Bine, mersi, dar să le da și lor apă. Că nici măcar nu-i vorba de ce. Că n-au ce mânca, n-au apă, efectiv, n-au apă. Și eu mă plâng că, vai, n-am un prieten și uh, am posibilitatea să o chem pe prietenii cu 40 de dolari pe oră să mâncăm plăcinte împreună, nu știu. Iar și cu Toate sunt cu toți întors, fiurile dracu. Nimic, pe nimic nu poți să pui mâna să spui este, să zici și tu ceva. În 2010, 60% dintre cei aflați în cămine de bătrâni spuneau, căminile, în de bătrâni spuneau că nu au niciodată vizitatori. 60% nu aveau vizitatori. În Marea Britanie, două cinci dintre vârstnici declarau în 2014 că singura companie de care se bucură este tele televizorul. Of, oh, televizorul e prietenul acesta din Rent-a-Friend pentru generația nouă. Pah. În Jin, China, un bunic de 85 de ani, unul dintre mi milioanele de bătrâni singuri din această țară, a devenit celebru în 2007 când a pus a, următorul anunț într-o stație de autobuz. Om singur de peste 80 de ani. Sper că o persoană sau o familie de bună credință să mă adopte. Din păcate, după trei luni a murit. L-a adoptat moartea, literalmente. Au trecut mai bine de două săptămâni până și-au dat seama vecinii că acesta nu mai are în viață. Asta e obsesia mea cu să te găsească oamenii. Că nu, cine te găsește, mă, frate? Că ți se ia curentul da, nu-ți mai plătești factura la inel, dar nu vine să-ți mai bată. Alo, n-ați plătit factura. Mă, răspunde, e cineva, domne, îl caut de două luni și nu răspunde. Dar nu te caută nimeni, plătește de sus, l taie, tot așa. Că îl plătești, am factura electronică, îmi vine pe internet și la telefon și la așa, la, și, și, la curent, da? Și pe ambele mi le poate tăia așa, online. Ăsta la întreținere, că nu mai plătesc eu, aia, să-mi zic, într cât să acum Trebuie să nu plătesc vreo 10 ani ca să. Bă, dar ce dracu face la de nu mai dă bani? Alo! <laughs> și te contactează cine să vină la tine acasă? Aia cu clientele nu mai vin? Îmi bagă de alea de la mormântări. de la pompe funebre, îmi tot bagă în cutia poștală acolo. Îmi tot fac oferte, hai, două sicrie la trei prieteni, spune unui amic, o omor pe cineva ca să dau mai ieftin, discount, 5% la mărdumânări, în fine. Și nu înțelegeam, îmi imagineam, am murit, start, am murit acum, da? Hai, ce se întâmplă? Ai un prieten care te mai întreabă la 3-4 zile ce faci, ești? O ave mai care te mai sună, dar sunt la 70 de ani, da? Mi-a murit prietenul să nu mai țin legătura cu el, nu mai am pe mama. Eu sunt singură, da? Am 70 de ani. Acum am murit, start, a murit. Ce se întâmplă? Aștepți să puți în așa hală încât să simtă cei din jur, cumva să simtă vecinii, sau să aibă cineva nevoie, nu știu, să-ți bată la ușă pentru ceva și de ce nu răspunde? A fost un an, cred că am avut un an în care n-a bătut nimeni la ușă. Vă dați seama? Parcă și asta e ceva fac Până Înainte când eram în Craiova, tot veneau diverse, dar bine, stau și la etajul 4. Dar acum totul s-a digitalizat. De ce să vină cineva? Și oricum, dacă vine, nu răspuns. Pentru cine pasă? Nici martorii lui Hover nu cred că mai vine acum să-ți mai bată la ușă. Și oamenii cu colindul, cred că îți dau pe WhatsApp ceva, sau digital, se teleportează, cu, proiectează acolo pe arbore, pe afară, o imagine aia când cântă colinde. colindă. Nu mai nu mai e chestia să-ți bată la ușă, să vadă ce e cu tine. Și făcusem, aveam ideea asta, să să ne scriu cu cineva, știi, la 60 de ani, hai să ne scriu la două săptămâni, ne scriu un punct să știm că e ok. Și în caz că, uite, ți-am pus punctul, dar apoi mor a doua zi, practic, să fie așa 13-14 zile de când am murit. Să nu stai să putrezești. Ideea asta de a putrezi singur, ca asta, asta nu-mi place. De asta nu l luau nici câini, că nu voiam să moară de foame, că sunt eu mort lângă ei și nu pot să le dau să mănânce. Dar poate fac gălăgie, poate te și ajută faptul că dar sunt oameni care sunt găsiți după mult timp. Sunt găsiți morți în casă. Asta mi se pare o problemă. E foarte tristă această problemă, dar există. Uite, pe el l-au găsit mai bine de două săptămâni până și-au dat seama vecinii că acesta nu mai ne-a viață. Pentru că trăiam tot așa, mă duceam numai pe la trei dimineața să-mi iau chestii, când în sfârșit ajung pe zi să mai ies din casă și mai văd un vecin spune mai trăiești, mai trăiești. Îmi zice în glumă, dar efectiv nu m-am mai văzut de șapte luni, de opt luni. Nu, e, nici asta nu e. Și asta îmi spune și mie că trăiesc ca că e total în afara vieții. Asemenea, povești sunt extrem de triste și trag un semnal de alarmă asupra felului în care noi, ca societate, avem grijă de cei în vârstă. În realitate, însă, și poate în mod surprinzător, tinerii sufer suferă cel mai mult de singurătate. Mi-am dat seama de acest lucru pentru prima dată acum câțiva ani, când predam cursul studenților de la masterat. Am înțeles atunci, după felul în care se comportau la exercițiile în echipă, că interacțiunea față în față era, le era mult mai dificilă decât fusese pentru generațiile dinaintea lor. Și asta mi s-a părut interesant. Și am fost șocată. Să-i văd cum veneau valvărteji în birou, pentru că te-ai gândit că acum avem, prin tehnologie, capacitatea posibilitatea să accesăm uh, oameni din toate zonele, știi, cu care suntem și mai apropiați și vorbim și mai mult, așa ai crede, nu? Că vorbești mai mult acum decât atunci când erai prins acolo într-o clasă și aveai doar un prieten, că nu prea spulceau și ceilalți. Pe când acum accesezi prin grupuri din asta, vezi, intru pe grup de oameni care văd filme de artă, da, și încep să te prietenești cu ei, ai mai multe posibilități. Nu mai ești așa victima locului în care te-ai născut cumva și ai prietenii de la prietenii de la scara blocului, au rolaci de fapt, cine puteau să fie dar uite că nu e așa, uite că vorbim mult dar să zicem că am vorbit mai mult acum decât înainte, dar și discuțiile astea din chat sunt trunchiate totul e capa, emoji ne-am înstrăinat ne-am înstrăinat și de noi înșine și de cei din jur cuprinși de panică din cauza cursurilor și a perspectivelor viitoare de, perspectivelor viitoare de angajare și îmi destăinuiau cât de singuri și de izolați se simțeau. Studenții mei nu erau o excepție. În Statele Unite, aproximativ unul din cinci mileniali recunosc că nu au deloc prieteni. Deci unul din cinci nu au deloc prieteni. Jesus Christ! În Marea Britanie, trei din cinci tineri cu vârsta între 18 și 34 de ani și aproape jumătate dintre copiii cu vârsta de 10 până la 15 ani spun că se simt singuri uneori sau adesea. Repet, această situație îngrijorătoare este uh, prezentă la nivel global. S-ar putea să fie o chestie pe care nu o iau aici în considerare, că suntem uh, puțin uh, puțin răsfățați. Că dacă ne plictisim într-o zi, ah, mă simt singur și s-ar putea să, să credem că singurătatea e și acolo și nu cred că e... Uh, N n-aș crede că atâta că asta ar fi cifra reală cred că, că multe din plângerile astea nu au o bază reală, adică pur și simplu ok, te simți tu singur dar hai N -n 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 -n. faci parte din viața, adică nu e ceva la primul disconfort gata ești, ești copleșit, știi, s-ar putea să fie și cazurile astea dar fără îndoială, e clar că că nu e bine repet, această situație și ideea de singurătate, nici nu se vorbea înainte de așa ceva. cine din cei de vârsta mea, care acum am 30 de ani, pe la 11 ani, se că nu știu, mă simt așa singur, nu știu, sunt anxios, nici nu aveam ideea că există anxietate. Hm. Repet, această situație îngrijorătoare este prezentă la nivel global. Iar în ultimii ani, ea s-a înrăutățit treptat. Aproape în toate țările membre OCDE, în care intră majoritatea țărilor europene, Statele Unite, Canada și Australia, procentul celor de 15 ani care afirmă că se simt singuri la școală a crescut între 2003 și 2015. Însă, dată fiind pandemia de COVID-19, cifrele sunt probabil cu mult mai ridicate. Iar aceasta nu este doar o criză de sănătate emoțională, ci una care ne afectează și fizic. Și acum mi-a fiți atenți acum. Cercetările arată că singurătatea are consecințe mai grave asupra sănătății decât lipsa mișcării fizice. Este la fel de nocivă precum consumul excesiv de alcool și de două ori mai rea decât obezitatea. Asta să puneți în comentarii că a fost extrem de important asta. Și cu minutul. Minutul în față și apoi asta. E foarte important asta. Nu mi-a venit să cred. Și are apoi, aceste cifre se referă la impactul singurătății asupra speranței de viață. Vezi, uh, Julian Holt, Lundstad, Timothy B. Smith și Bradley Layton, Social Relationships and Mortality Risk, a Meta-Analytic Review. Cei cu relații sociale adecvate au cu 50% mai multe șanse de supraviețuire. Studiile incorporate în această analiză nu abordează toate. Acelea subiecte, unele analizează izolarea socială, altele singurătate, altele lipsa susținerii sociale. Într-un studiu ulterior din 2015, care a inclus de două ori mai multe articole și de 10 ori mai mulți participanți, comparativ cu metaanaliza anterioară, încercând în același timp să separe pare cercetările privind izolarea socială de cele legate de singurătate, autorii au descoperit că izolarea socială și singurătatea au un impact negativ asemănător asupra șanselor noastre de supraviețuire. Loneliness and social, social Isolation as Risk Factors for Mortality a Meta-Analytic Review, asta din 2015. Jesus Christ, apoi spune undeva că echivorează cu 15 țigări pe zi. Singurătatea, dar nu știu ce să spun. Cred că unii oameni suportă mai ok singurătatea, chiar și aceasta brutală. Uite cum am fost eu. Dacă aș fi făcut sport zilnic ai nevoie de totuși, da, exact cum ce bazacu. Ai nevoie de un, e ok singurătatea, dar ai nevoie de un om care să-i spui că e ok singurătatea. Îți pierzi mințile altfel. Ai nevoie de o ancoră să te țină ceva legat. Și ceva de făcut, să fac chestia asta, să apar în fața camerei și așa cum pot, să vorbesc și eu cum pot, să apar, să fac ceva, să am ceva pentru care să mă trezesc, să am un prieten cu care să vorbesc, să faci și iubită și gata, deja ești perfect. Dar zic să tuci total, total. Am o moștenire, îmi permit să nu fac absolut nimic, m-am dus undeva la țară, cum s-a dus, uite, Bergman, da? Stătea acolo pe insula Faro, nu vorbea cu nimeni, era acolo, departe de toți oamenii. Și a murit la 90 de ani. Și sunt oameni de au plecat unii prin Peru, 70 de ani n-au vorbit cu nimeni, adică nu e neapărat că automat, dar e clar că am văzut asta, am simțit pe pielea mea. Intră într-o stare din în care, mă spune Lucian Braga, nu mai fac diferența între mine și lucruri, e așa, ești absent, ești fantom, așa, ești, nu ești prins în oameni. Și acum când vorbesc, cu tine depune fort, e o viață acum care se întâmplă și energia celorlalte apoi când vorbești cu oamenii. Am simțit asta. Că dacă apoi te obosesc pentru că ești introvertit, de asta zic, e și frumoasă, dar trebuie să învățăm să stăm singuri, să fim ok cu singurătatea, dar să nu prelungim prea mult. E foarte fragilă linia. Ești bine, 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 bine și apoi deja nu mă simt rău, deci probabil sunt ok și apoi nu mai simt nimic, deci probabil sunt așa liniștit. Și intri în depresie crezând că nu simt nimic, dar că nu simt așa să mă mișc, vreau să stau și în pat. Și trec trei ani de zile și ai slăbit și nu mai ai energie și te ofilești, efectiv, mori așa încă din viață. Oh. Însă, dată fiind pandemia de COVID, cifrele sunt probabil cu mult mai ridicate. Era aceasta nu este doar o criză de sănătate emoțională, ci una care ne afectează și fizic. Statistic vorbind, singurătatea este echivalentul la 15 țigări fumate pe zi, exact ce vă ziceam. Și mai important, aceste efecte nu țin cont de venituri sau de gen, de vârstă sau naționalitate. De asemenea, avem de face cu o criză economică. Chiar și înainte de pandemie, izolarea socială costa sistemul Medicare în Statele Unite în jur de 7 miliarde de dolari anual. Asta mai citiți și voi în carte cu daunele pe care... Dar sunt ceva, e ceva îngrozitor. În același timp, angajatorii britanici pierdeau 800 de milioane de lire sterline anual din cauza zilelor libere luate de angajații de angajează ca urmare a îmbolnăvirilor provocate de singurătate. Și chiar mai, mai mult, dacă luăm în considerare și pierderile suferite în productivitate, acum mai vorbește și David Sinclair despre cum ar trebui să tratăm aging, îmbătrânirea, adică, ca pe o boală, pentru că ea e o boală. Și apoi spunea cât cheltuie guvernul din America pentru a suporta bolile bătrâneții, bolile care vin exclusiv din bătrâneții, adică efectiv le ai pentru că ești bătrân și asta se întâmplă când îmbătrânești și dacă ai putea să oprești asta au oprit cheltuielile alea, dar nu știu ce să zic nu știu, mă sperie puțin să ai uh, ai și uh, reverse aging imortalitatea individuală cred că ar echivala cu distrugerea speciei cred că moartea, paradoxal, ne ține în viață moartea individului ține în viață specia îndată ce îi dai omului puternic cu bani un Stalin cu pastile pentru imortalitate, s-a terminat. Că sunt apoi alți <laughs> Stalin pe lume care vor și ei puterea și gata, avem și bomba atomică, nu mai nicio șansă nu mai avem, gata. Dar cum e așa, el trăiește cum și ca și când ar fi etern, A chiar fi nimeni acum, văzând că e fragil și uite Putin, stă cu perna aia electrică acolo, dor genunchii și în același timp e nebun. Dar să îi dai, uite, poți să trăiești ca la 20 de ani cu vitalitatea aceea, toată viața, în toată viața, o eternitate. Nebunește, nebunește un om ok, un om bun, dar un om care oricum era predispus să, să, fie rău, să zicem. Nu știu ce să zic. Trebuie reglementată foarte mult chestia asta cu imortalitatea. Să, până devine o chestie normală și să nu ai cum să faci ceva rău, chiar dacă ești tânăr, nu știu. Dar nu, nu mă acum. Inițial îmi plăcea și îmi plăcea și ce spune. Era ok dacă erau oameni ca el, dar... Nu, n-am încredere în un om. Un om așa cum e el acum. -am mai degrabă în încredere în versiunea care va veni după noi, după specia noastră. La... E să știți ceva istorie, să vezi cum sunt oamenii. Nu, nu vreau. Oamenii ăștia să aibă date. Nu, 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 nu. nu. În de fac parte din ei. Eu aș fi printre puținii care aș de departe societate. În munți, acolo stau etern, îmi citesc cărțile, le iau prin poștă. <laughs> de asta îmi plăcea filmul la Man from Earth. Avea acolo o cabane, stătea acolo, stau un mileniu, că nu vorbesc cu nimeni. Nu mă apuc acum să stăpânesc, eu n-am pofta Să am dorința de a avea putere, de... nu, am cărțile mele, stau acolo. Să-mi văd filmele, să văd ce se mai întâmplă așa. În, marile spirite, cum gândesc, cum evoluează lumea. Eram bun ca înger păzitor să dau raportul. Sper să fie o viață de apoi și să am misiunea asta, să privesc așa oamenii, să văd cum se dezvoltă chestiile. Să fii istoricul paradisului. Un tacit guraliv. Un tacit al Universului. Criza singurătății este de asemenea și o criză politică care duce la diviziune și extremism în Statele Unite, în Europa și în alte părți ale lumii. Mâi, sunt atât de complicate subiectele astea, triste, cumplite, dar și complexe în același timp. poți să vorbești o oră numai despre chestia asta, de exemplu. După cum vom vedea, singurătatea și populismul extremă dreapta merg mână în mână. Și ce complicații vin de aici, toate tentaculele astea. Extrem de îngrijorător este faptul că s-ar putea să subestimăm dimensiunea reală a acestei probleme, în mare parte din cauza propriului general de, general de singurătate. Unul este foarte greu să recunoască că sunt singuri. Fiți atenți, o treime dintre angajații britanici care se simt singuri la serviciu nu au împărtășit nimănui acest lucru. Dar cum ați aflat, când, dacă nu spun nimănui? Deci ei spun că nu au împărtășit nimănui, dar răspundeau la un test sau la un sondaj și spuneau că nu au spus nimănui. Practic spunând, pentru prima dată că se simt așa. Altora este greu să accepte față de ei înșiși, că sunt singuri. Considerând că este mai degrabă un și personal. Și nu o consecință a circumstanțelor și a unui întreg grup de factori sociali, culturali și economici pe care nu putem controla. Mai presus de toate însă problema e subestimată din cauza felului în care este definită singurătatea. Singurătatea nu e tot una cu a fi singur, te poți simți singur chiar dacă ești înconjurat de oameni sau poți fi singur fără să suferi de singurătate, fiind de regulă definită într-un sens destul de strâns. Singurătatea pe care o resimțim în secolul 21 este mult mai complexă decât cea care se desprinde din definiția clasică. Și apoi este și un test de singurătate. Ce este singurătate? Singura, scara singurătății pe tabelul de alături a fost creată în 1978 de trei cercetători de la UCLA care au încercat să dezvolte un instrument de măsurare cantitativă a sentimentului subiectiv de singurătate. Această scară îmbracă forma 20 de întrebări, special concepute pentru a identifica nu doar cât de conectați și de susținuți se simt respondenții, ci și cât de excluși, de izolați și de neînțeles sunt ei. Dar atunci până astăzi, el reprezintă etalonul în cercetările științifice privind singurătatea. Majoritatea studiilor citate în cartea de față folosesc această scară sau o variantă a ei pentru a evolua nivelul de singurătate al unei persoane. Rezervați-vă câteva minute pentru a completa testul. Încercuți de răspunsul la fiecare întrebare, iar la sfârșit adunați toate punctele. Hai totul să-l facem repede așa. Cât de des simțiți că sunteți în armonie cu cei din jur? Și avem niciodată 4 puncte, rare ori 3 puncte, uneori două puncte, adesea un punct. O să vă pun poza cu acest test ca să vă faceți și voi apoi, la community acolo, o să pun o postare. Deci cât de des simțiți că sunteți în armonie cu cei din jur? Păi aici e ori niciodată pentru că prefer singurătatea, ori adesea tocmai pentru că n-am contat cu oamenii, dar n-am contat cu oamenii pentru că îi desprețuiesc și că nu mă simt în armonie cu ei. Nu, n a zice. Pur și simplu nu mă înțeleg bine cu oamenii, dar nu... <gântu> <numai> dar nu avem nimic în comun. Sunt în armonie. Nu am nimic să le repășe, dar prefer să... Văd filmele mele, să citesc aici sau... Practic, eu am oameni în casă, sunt obsedat să cumpăr cărți. Deci îmi plac oamenii. Dar nu toți oamenii. Deci sunt în armonie da, cum ești în armonie dacă nu-i vezi? De ce nu ești printre oameni dacă ești în armonie cu ei? Eu sunt foarte împiedicat, nu pot muri. Nu, sunt bun pentru teste, să-mi dai, să-mi pui întrebări, că mă gândesc la apoi 50 de ani. Nu, mi convine nimic, practic. Ce să spun? Uneori, uneori sunt în armonie. Dacă nu sunt mereu. Dar uneori sunt, de ce nu? Cred că în loc de uneori era câteodată, dar au tradus prost. Cred că era niciodată, are eu și câteodată. Adică mai mult decât rareori Ba nu, e dreptate, uneori cred că e mai bine rare ori și uneori. uneori. Uneori, mai mănânc. Da, câteodată mai mănânc, da, e cam aceeași, da. Parcă e totuși puțin mai puternic câteodată. De, câte, de câteva ori. <laughs> rare ori și de câteva ori, câteva ori, ok? Rare ori de câteva ori și adesea, cred că așa era. Uh, cât de des? Păi de câteva ori mă simt. Mă simt, a, nu, mă simt, mă simt adesea, adesea, nu mereu, adesea, adesea, mă simt în armonie cu oamenii. Sunt în armonie cu ei. Ce faceți oameni buni? Salutare un bun. Mă simt în armonie cu voi. Gata. Adică așa am dori și cu ce aș dori. Dar de fapt sunt singur, nu-mi plac oamenii. Nu, punem, punem frumos. Avem un punct aici. Avem un punct, da? Adesea, un punct. Cât de des credeți, credeți că vă lipsește compania? Mai uneori îmi lipsește, de ce să mint? Mi-ar plăcea să fiu și cu oamenii, dar îmi place foarte mult și singur, am compania mea. Deci niciodată, aproape niciodată. Nu, rare ori. Aproape niciodată. Voi am și opțiunea aproape niciodată și apoi rareori. Rareori, rareori îmi simți. De ce să mint? Rareori îmi nu -mi lipsește, rareori. Nu, nu vreau mai mult. Era o minciună că spuneam uneori. Mă uneori îmi lipsește compania. Nu, nu uneori. Dar rareori, da. Adică, să zicem, o dată pe lună. E uneori. Nu e uneori. E rareori. Nici niciodată nu puteam să zicem. Uneori. Nu, rareori, rareori. Am zis. Rareori, două puncte avem. Câte de des credeți că vă lipsește compania? Rareori. Rare se... De ce să vă mint, doamnă? Cât de des simțiți că nu aveți la cine să apelați? Patreon.com să-și Bogdan, vă faceți prieteni. Deci vă apelez la voi. Unde? -i? La, ca să apelez pentru ajutor, nu? Cu oameni? Păi eu am pe mamă. <laughs> Dar e singur, nu prea ai la cine, a? Nu ai la cine să apelezi. Dar e vina ta. Că nu te-ai de oameni în același timp te și ajută asta, știi că ai mai puțin oameni, ce înseamnă să ai 100 de prieteni, ai 100 de cazuri, 100 de potențiale probleme, prin spitale, unul are cancer, nu știu probleme, 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 așa e singur doar pe tine, te ai, asta e, când ești la nanghie suporti și tu problema singur, n-ai ce să faci cât de des că nu aveți la cine să apelați din păcate adesea ce să fac ce vrei mă, să și apelezi la oameni, hei, ajută-mă, dar apoi să mă să stau și singur, să nu... <laughs> îmi asum ce vrei, adesea, n-am la cine să apelez, la cine să apelez. Cât de vă simțiți singur? Bă, sincer, foarte, foarte rar. Aproape niciodată, aproape ca zicem niciodată. Cât de des vă simțiți singuri? Vai, dar ce singuri sunt, hai mă, lasă-mă. Rare ori. <laughs> Pentru că îmi place ideea asta de a avea... Să ai persoana aia, o iubită într-asta extraordinară și să ai compatibilitatea aceea. Da, ai vrea să ai, e frumos să ai. Cum am văzut și acum un tip așa, tot așa, trecă la așa, ca mine, așa. Era cu o cafeluță pe acolo, în parc, cu copilul, cu coriciorul, se plimba acolo în parc. Mi-a plăcut asta, de ce? Dar asta nu înseamnă că aș vrea neapărat copil, dar era atât de drăguț, mă vedeam acolo, știi? Adică ai vrea puțin, dar e frumos și singur. Cât te simțiți că aparțineți unui grup de prieteni? Păi, dacă nu vorbesc cu nimeni. <laughs> pe voi vă am cumva, asta nu e prietenie, vezi că vorbesc așa, vorbim acolo, nu, avem chestia de cu... nu știu ce înseamnă prietenie, pentru că chiar mă simt prieten cu anumiți oameni de pe aici, nu știu ce să zic, Avem vă aparțin, suntem, prieteni, dar nu, e prietenia de zi cu zi, nu aia viață, cum ar trebui să fie prietenia? ba, bana, nu știu, hai să spunem niciodată, să ne încadrăm în ce credem că cred ei prin prietenie. Cât de des simțesc că aparțineți unui grup de prieteni? Niciodată. Eu simt așa, vezi, acum iarăși vine să pun adesea, pentru că eu așa simt, dar vezi că nu e așa. Dar eu așa simt. Eu simt că aparțin, dar nu e adevărul ăsta. Adevărul e că niciodată nu aparțin de fapt, chiar dacă eu simt așa. Dar întrebări e, tu te simți? Băi, eu nu. Nu mă simt. Nu, eu mă simt, dar nu sunt. Băi, le-am stricat-o să total. Sunt cănuță om sucit aici. Au zis, să, să schimbați la patru, să puneți unul. A, ești la pariuri. A, cât de des simțiți că aveți multe în comun cu cei din jur? Aproape niciodată, hai să fim serios. De asta și stau singur. Oamenii mei, majoritatea au murit. Cât de des simțiți că nu mai sunteți apropiat de nimeni? Rare ori simt că nu mai sunt apropiat de oameni. Dar rare ori simt că nu mai sunt. Două puncte. Cât de des simțiți că propriile voastre interese și idei nu sunt împărtășite de cei din jur. Adesea. Aici, adesea, clar. Cât de des vă simțiți sociabil și prietenoși? Măi, eu sunt un bun. Eu mai sunt prietenii cu oamenii. Pot să fac asta. Dacă mă duc undeva, uite, ai un prieten comun, mergem acolo, facem glume, sunt om deschis așa, ce drăguț. Ce bine că a venit și Bogdan și ne-a făcut să râdem. Deci sunt, sunt așa, sunt drăgălași. Nu pot să zic că nu sunt dar în sine ta, tu ești putregai, tu îi faci pe oameni să râdă, dar îi disprețuiești cumva, adică nu vrei să ai relația cu ea, hai să ne vedem și mâine, vor zice, știi? Deja te-au obosit puțin, vrei să fii așa drăguț atunci și apoi gata, să nu mai vorbești cu ei. Să mai vorbești mai târziu cu ei. Deci te simți, dar ești și viclean, și putregai, ești un vierme care se simte sociabil, dar nu e firea ta asta, tu nu ești un bun de fapt. Îi cei omului din subteran să spună că e de prietenos. Băi, mă simt, mă simt adesea. Eu sunt foarte sociabil și prieten. Dar n-ai prieteni, stai singur, dar sunt dintre cei care nu vorbesc cu oamenii, sunt cel mai sociabil. Mi-am pus lacăt la ușă, dar eu sunt foarte prieten, eu sunt sociabil, să știți. Da, eu mă simt așa, ce Eu așa mă simt. Eu mă simt așa. Am un punct aici, uite, ades. Eu așa mă simt, doamnă. Păi și câți prieteni aveți? Păi n pe nimeni. <laughs> cât de des vă simțiți apropiat cât de des vă simțiți apropiați de oameni? Ei, aici, ei, ei, asta e o chestie foarte tare. Dar poate am ceva în mine de tot și mă simt așa apropiat. Uite, mă simțeam acum, am fost în parc la 6 dimineața și mă simțeam apropiat de oamenii respectiv de bătrânii care erau și făceau sport în parc. Mă simțeam apropiat de ei. Dar n-aș fi vrut să vorbesc cu ei. Aș fi vrut doar să le spun că îi apreciez pentru ce fac și să, să, le dau o stare de bine. Mă simt apropiat așa de oameni pe care nu cunoști, Dar de oameni, oameni. cei om, Eu mă simt apropiat așa de oameni de la distanță, știi? Ai apropiere? Ce înseamnă apropiere? vezi? Nu știi. Eu mă simt apropiat de ei. Dar iată că sunt sălbatic. Totodată. Deci nu mă simt apropiat de ei, nu? Cu adevărat apropiat de ei încât să concretizez apropierea. Mă simt apropiat totuși. Hai mai că mă simt. Cât de des vă simțiți? A, cât de des, cât de des. Păi foarte des mi se întâmplă. Dar e superficial, vezi că e atât de superficial încât nu vrei mai mult. A, ce drăguț că nu știu ce. Ce om bun, ce om nu știu ce. Dacă spune mulțumesc, doamna, de la... Dacă caserie, să zicem, la mega -emari. dacă zâmbești așa, facem niște glumițe, gata, sunt apropiat de aia, apoi. Sunt ca un câine între ele, imediat, mă, foarte drag. Pe cât de mult disprețuiesc din micile chichițe un om și îmi dau seama repede amnările sensibile, pe atât de repede îmi e drag un om. Deci, mă simt adesea de apropiat de oameni. Așa. Cât de des vă simțiți lăsați pe din afară? E, niciodată, hai să-mi Asta îți asum, dacă ești lăsat pe din afară, cel mai probabil e și vina ta. Adică, cumva, mi-am construit singur chestiile astea, în care am fost lăsat pe din afară și când eram la muncă cu Secret Santa, am fost singurul care nu voia să joace în chestia aia, pentru că mi se părea așa, fake. Iarăși eram handicapat, eram antisocial. Țineam eu la sinceritate niște prosti cât de des simțiți că... da bine, și acum sunt de acord tot așa. Mi se par chestiile astea, că aia cu Valentine's Day, hai să facem acum că e de ziua asta, hai să se face acum. Hai să ne iubim dracu acum, de ce să nu facem asta acum? Trebuie să facem când vine zi ziua aia, să luăm ursulețul ăla, să facem chestii. Hai să ne sărutăm la șapte și un sfert, ce asta? Uite, acum eu o să fiu, drag, o să fiu dragălaș cu tine. Hai, start. Nu, nu-mi plac asta. Pe de altă parte, ok, te iubești și acum și facem și de Valentine's Day. Acum sunt ok cu asta făcut foarte extremist. Cât de des simțiți că relațiile cu ceilalți nu au un sens? Oh, foarte des, foarte des. Adică știu foarte bine că nu au un sens. Și că majoritatea sunt acolo prinși pentru că nu își pot accepta singurătatea. Dar în același timp sunt foarte importante relațiile, vezi? Că le pun acolo cu iubirea de sine, cu, cu iubirea de celălalt și iubirea de sine, că sunt sensul vieții. Sunt, sunt importante în sine, dar nu, import, nu, nu au un sens în sensul în care dăm noi sens. E un, un sens care transcende propria noastră opinie despre sens. Ah, cât de desimțesc că relații cu ceilalți, nu au un sens. Simt adesea, dar pentru că mă raportez la cum văd ei și cum se comportă ei și înțeleg ei prin relații. Poate sunt superior puțin aici, pe nedre, nedrept poate. Că sunt un semian alfabet din o puțin aroganță, zicem. Dar da, simt că adesea nu au sens multe dintre ele nu au sensul poate care ar trebui să aibă sau... Sunt oameni care țin legătura cu alți oameni din diverse traume, din... Da, din frici. Ajung să spui că asta e, că atât se poate, că... adică din lipsă de standarde, din tot e frica de a fi cu tine însu, să paraziteze acolo în ceva. Nu, nu știu, nu... Și nu e vorba numai de iubiți aici, și cu prietenile și cu tot. Oameni care nu pot să accepte că poți să fii și singur și că meriți mai mult și să ai niște standarde. Deci da, adesea simt. N-ai niciun sens pentru ce să vorbești, să, să pierzi timp acolo, o mediocritate aia, cu niște discuții tâmpite. Cât de desimțiți că nimeni nu vă cunoaște cu adevărat. A, ah, păi asta clar. Nici eu nu mă cunosc cu adevărat. Nu că sunt complex, dar pur și simplu suntem o mască într-o mască. E o minciună continuă omul. O minciună care se minte pe sine, iată omul. Probabil că am fost genial acum. Dar nimeni nu vă mai știe. Cât de des simțiți că vă puteți bucura de compania cuiva dacă aveți nevoie? A, mă pot bucura de compania cuiva dacă am nevoie, da. Adesea, adesea, mă pot, da, mă pot. Am un punct aici. Cât de, de simțiți că există oameni care vă înțeleg cu adevărat? Oamenii pe care îi citim, rezonăm cu ei și din faptul că noi înțelegem pe ei și că avem în structura sfârtească chestiile respective pe care le vedem la ei exprimate mai bine, ei te înțeleg perfect cumva, chiar dacă nu le pasă lor de tine și tu nu contezi. Of, nu știu mai... Cât de des mi se de Da, foarte des se simt asta. Deși, nim Deși nimeni nu mă înțelege din cei pe care cunosc, totuși cred că sunt oameni care mă înțeleg cu adevărat. Cât de des vă simțiți timid? Mă simt timid. Cât de... Bra, bra, -are ori, mă simt timid. Dar pe de altă parte vorbesc în fața camerei. Nu știu, ce, ce, dracu de timiditate ai. Unde ești, mă, tu timid? Dăm -mi și mie un exemplu de timiditate la tine. Că nu vorbesc cu oameni așa, că nu mă bag în seama aia. Dar nu e ca și când aș vrea. Hai, pune uneori totuși. Nu, rare ori, rare ori. mă simt timid. Nu, nu pot că sunt timid, eu sunt mai timid. Nu nu, 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 prea vine să zic asta, nu. Rare ori. Adică nu sunt nici extrovertitul ăla. Hei, toată lumea, uitați-vă la mine. Nu, stau în banca mea. Deci cumva ești timid cât de des vă simțiți singuri, deși sunteți înconjurat de oameni. Păi nu mă înconjur de oameni și mă simt singur cu mine. Nu, nu mă simt singur cu mine, îmi place cu mine. De ce să mint? Aici îi blamez pe cei care se simt singuri în compania celălalt, că tu ți-ai ales să faci asta. Niciodată nu mă simt așa. Cât de des vă simțiți singuri, deși sunteți înconjurat de oameni. Niciodată și de ce? Pentru că ies cu oamenii pe care i-am ales acceptând să fiu și singur foarte mult timp până să apară cei oameni. Și odată găsiți merită compania lor și nu te vei simți singur cu ei. Acei oameni trebuie căutați. Altfel, dacă ești așa ca să ai cu cine să ieși, să nu te plânge pe că te simți singur. E vina ta că te simți singur. Cum e vina ta că te plictisești și așa mai departe. Plictiseală, oricum cum am un text despre asta, e și vina ta. E 50%, 50 acolo. Nu, e, nu trebuie să te fac pe tine să nu te plictisești tu. Așa, deci niciodată. Cât de des că există oameni cu care puteți vorbi? Puh. Puh. Există puțini oameni, dar există. Există, există. Dar nu așa mulți. Rare ori simt. Uneori. Uneori simt că există oameni un cu care Uneori, da, uneori e ok cât de des simțiți că există oameni la care puteți apela? Păi mai mai întrebat asta. Ah, că există oameni și apoi ai zis la... cât de des simțiți că nu aveți la cine să apelați și apoi cât de des simțiți că există oameni la care puteți apela? Uneori. Gata. Ce punctați va ieși? Dacă aveți sub 43, atunci puteți fi considerat un om singur. 37, 39, 40, 40, uitați-mi de asta. Nu, l-am pus 40. 42. <laughs> 44, 44, am 44. 44. Că am pus aici cât de desimțiți că există o oameni la care puteți apela. Oh, dacă, dacă, nu puneam uneori, eram out. Am pus uneori, dacă puneam adesea, dacă puneam adesea, că simt adesea că există oameni la care pot apela și pot să pui adesea, hai să Am 44, da? Da, mai că sunt 44. Și era 46, dacă aveți sub... A, dacă am sub 46, puteam să pun lejer adesea. Puteam să pun lejer adesea. Deci nu sunt un om singur. Cum <laughs> Cum dracu nu sunt un om singur? Eu, dacă te? am Eu sunt, sunt, aici cel mai sociabil dintre pământ, dar eu nu vorbesc cu nimeni. A, da, că nu mă simt singur, poate, în sensul ăsta, da. Că iată, sunt un om singur care nu e singur. Ce punct ar Dacă aveți o 43, atunci puteți fi considerat un om singur. Da, am peste, am 44, nu? Cât am zis? 44, da. La 44 ești un om nesingur. Nu, nu știu dacă e bine. Cum vă cred că e bine să fii singur? nu cred că e nici bine, nici rău. Că ești singur sau nu tot o să mori. <laughs> da. Dar dacă ați reluat testul... A, uite, mi-a plăcut asta, că s-a gândit așa. Dar dacă ați reluat testul pe baza unei definiții mai cuprinzătoare a singurătății, una care înglobează nu doar relațiile cu prietenii, familia, colegii de serviciu și vecinii, cei pe care i am considerat de scara concepută de UCLA, ci și la relațiile pe care le aveți cu angajatorul, cu ceilalți cetățeni, cu politicienii și cu statul, atunci ce ați obține? Da, atunci ar fi cu, cu singurătate și mai puternică. Și copleșit de Singuritatea față de străini, de exemplu, că nu poți apela la ei e, e străinătatea asta față de celălalt, mai puternică decât oricând practic Și față de stat, de, de instituții, mai ales la noi Diferența esențială dintre definiția dată de mine singurătății Cea la care mă voi raporta de-a lungul acestei cărți Și cea clasică este că eu văd singurătatea ca pe ceva mai mult Decât lipsa iubirii, companiei sau intimității și reprezintă mai mult decât sentimentul de a fi ignorat, nevăzut și nesusținut de cei cu care interacționăm zi de zi, partenerul, familia, prietenii și vecinii noștri. Definiția mea se referă și la lipsa susținerii din partea celorlalți cetățeni, din partea propriului angajator, a comunității și a statului, și aici mă refer nu doar la sentimentul că nu suntem legați de cei cu care ar trebui să fim apropiați, ci și la senzația că suntem rupți de noi înșine. Nu e vorba doar de lipsa susținerii în context social și familial, ci, ci, ci și despre sentimentul de excludere politică și economică. Eu definez singurătatea ca fiind o stare internă cât și una existențială, personală, socială, economică și politică. Astfel, definiția mea se apropie mai mult de cea propusă de gânditori precum Karl Marx, Emil Darkheim, de, de la care vreau să facem uh, despre sinucidere de la el, Carl Jung și uh, Hannah Arendt, precum și de ca Isaac Asimov, Aldo Saxley, George Eliot și mai recent creatorul serialului Black Mirror Charlie Brooker <laughs> care are într-adevăr uh, Hang the DJ se numește, la asta face referie e foarte bun serial respectiv episodul mai ales, dar și serialul dar episodul din acest serial, acest Hang the DJ de care, scris, care scris de Charlie Brooker e bun de tot, influențate de globalizare, urbanizare de disparități economice și asimetrii politice, de schimbări demografice de mobilitatea tot mai mare a populației de intruziunea tehnologiei, a austeritate, iar acum și de pandemia de COVID-19, cred că formele de azi ale singurătății transcend nevoia noastră de, concret, de conectare fizică cu cei din jur, nevoia de a iubi și de a fi iubiți, precum și singurătatea resimțită atunci când ne considerăm lipsiți de prieteni. Acum contează de asemenea și lipsa de conexiune cu politicieni și cu deciziile politice în general, cât de, cât de rupt suntem, cât de rupt ne simțim de ceea ce facem la locul de muncă și de atmosfera de la serviciu. Iar mulți dintre noi se simt excluși de la miza socială, neputincioși și invizibili, da, aici, da, e o mare problemă asta. E o singurătate care include dorința noastră de a fi apropiați de ceilalți, dar este și mai presus de ea, pentru că este și o manifestare a dorinței noastre de a fi auziți, de a fi văzuți, de a fi luați în seamă, de a avea putere, de a fi tratați cu corectitudine, cu bunăvoință și cu respect. Definiția clasică a singurătății înglobează doar o parte din acești factori armați acum cu această definiție, puneți-vă următoarea întrebare. Când ați simțit ultima dată că nu aveți nicio legătură cu cei din jur? O, oh, adesea. Cu familia? Am, ah, dar nu prea, E diferența aceea de generații, Cu prietenii, vecinii sau ceilalți, cetăț, ceilalți cetățeni. Așa este, mă, E o singurătate atroce așa, dacă te raportezi așa. Din păcate. Și e straniu pentru că probabil așa se simt și ei și toți ne simțim singuri dar parcă, parcă nici nu avem ce să facem, știi, parcă suntem condamnați la această singurătate. Deși fiecare în ținea noastră am vrea să ne apropiem de celălalt, e, e o imposibilitate celălalt. Pentru că ne-am înstrăinat de noi înșine. Nu mai avem... Nu mai știm cum e să simți un om. Pe plan global, 85% dintre angajați simt că nu au nicio legătură cu firma pentru care lucrează și cu ceea ce fac la locul de muncă. Păi da, uite, poate că asta este noua normalitate. Ne raportăm la niște vremuri în care era posibil să te identifici cu ceea ce faci. Dar nu spune nicăieri că omul nu ar trebui să se simtă singur, de exemplu, sau că omul ar trebui neapărat să se identifice cu ceea ce face. Ne raportăm în fond la ce? Ne raportăm la cum se trăia înainte. Ne raportăm la toate valorile acelea dintr-o epocă creștină, nu știu. La cum era lumea înainte. La o lume care a murit ne raportăm. Și cred că nu mai e cazul. Ce vrem să facem? Vrem să remediem situația asta? Pentru a o remedia trebuie să ne oprim din cum trăim acum. E clar. Nu poți să fii în formă mâncând gogoși și stând în fotoliu. Bine, e proastă analogia, pentru că acum facem progrese pe alte zone, pierzându-ne cumva sufletul, într-un fel sau altul. Dar poate că trebuie să-l pierdem. Poate că ce vom câștiga e ceva ce nici nu putem imagina acum, nu știm. Și acolo putem ajunge doar făcând chestiile cu care noi identificăm și să sacrificăm generații. Nu știm nici asta. Poate așa e. Și doar 30% dintre americani cred că pot avea încredere în majoritatea oamenilor. O scădere drastic față de 1984, când procentul era în jur de 50%. Și atunci când vorbim de izolarea de ceilalți, Vă puteți aminti ultima dată când lumea a fost atât de polarizată, de dezbinată și de divizată? Păi chiar că în istoria mai a avut situații de astea. Nici măcar nu se gândeau la chestia asta, atât de departe de, de parte eram unii de ceilalți, încât chiar dacă eram împreună, nici nu aveam timp să știm că suntem împreună. Tot așa oameni mergeau la job, nu se întâlneau cu soțiile de asta, puteau să trăiască 40 de ani. Uf, nu știu, e mai complicat. Nu, n zice că e atât de tranșant. Și apoi îi facem un alt clip cum am ajuns aici. E foarte bună carte măi. Acum v-am că era pagini, dar plină de... Are, e o altă carte, practic. O sută de pagini cu referiri la alte cărți, la articole. Trebuie cumpărată. Trebuie cumpărată și sunt niște subiecte extraordinare de, de, interesante și importante. Da, deci sunt o sută de pagini, ceva genul, mai de referiri în ea. Cartea are 400 de pagini, deci 300 de pagini de Astfel de vești statistici și îmi par că sunt toate e, luate individual sunt esențiale și practic toate la oaltă sunt chinte esențiale, dar și dacă le desprinzi sunt chestii de care ar trebui să vorbim azi, de care trebuie să ne ocupăm acum, așa se dă Și sunt alarmante toate în felul lor, și toate la o altă prinsă în singurătate. Foarte bună carte, foarte bine s-a gândit. Rezultata peste 10 ani de cercetare, secolul singurătății ne arată cum dependența de tehnologie, schimbările majore de la locul de muncă și deceniile de politici publice care au pus pe primul loc interesele de grup, iar nu binele general, ne-au afectat comunitățile și ne-au făcut să fim mai izolați ca niciodată. Și cred că următorul clip, mă rog să mai facem clipuri din această carte, dar vreau să ne apucăm de un alt uh, autor o să vă zic după stați. Distanțarea socială poate deveni punctul de cotitură al luptei noastre împotriva epidemiei de singurătate. Iar Norina Hartz propune în secolul singurătății o viziune limpede cu privire la ce avem de făcut pentru a vindeca această lume de izminată. Abia aștept să văd. N-am parcurs-o nici eu. Am citit, practic, primele pagini și le-am și comentat cu voi. Vă ziceam că vreau să mai vorbim și cred că se potrivește, se asortează cu această carte. E un autor german dar nu vreau să-i stric numele. Știu că e Spitzer, da, Ma Manfred Spitzer. Da, are uh, Singurătatea, Boala Necunoscută, asta e carte ieșită recent la Humanitas, dar din ce văzusem în e veche, m-am tradus -o noi abia acum. Și mai e Demența Digitală și acesta. Aceste două cărți mă, mă interesează ca o completare cu această carte. Mă interesează acest autor e neuroscientist și psihiatrist, văd care are University of Freiburg, University... Da. Education, psychiatry, da. Adică nu e dintre asta așa cu... filozofie, cu psihologie de asta, de taravo, E un E un om care, înțeles, care și-a dat seama, cum ar spune Ceran. Da. Studied medicine, philosophy and psychology. E omul nostru, da? At the University of Freiburg. Deci e un om bazat, un om solid. A, ah, și ce frumos, e total omul nostru acum. During uh, this time he earned his money for living as a street musician among other profes professions. Da. Sper că ți-a plăcut acest clip lung, cu comentarii poate inutile uneori, dar. Dar până la urmă e canalul meu de YouTube. N-aveam cum să nu spun opiniile cu privire la ce vă citeam pe aici. Sper că ți a plăcut acest clip. M-ar ajuta enorm un like pe care poți să-l dai acum. Atinge data acolo, like și l-ai dat un like. Dar n-am mai rămas nimeni până acum, deci vorbesc efectiv singur. Lasă un comentariu dacă ai ajuns până acum. Am nevoie și de comentarii, ajută clipul. Și cel mai mult, pâine. Bogdan Liviu are nevoie de pâine. Haideți să-l ajutăm pe Bogdan Liviu să poată să continue să facă aceste clipuri. Dacă ar mai trebui să mai continui, Bogdan Liviu? Ar mai trebui să continui asta întrebare, de fapt. Eu tot zic, că haideți să mă ajutați să continui, plecând de la ideea că ar trebui să continui. Întrebarea care se pune, de fapt, ar mai trebui să continui. Dacă da și doresc să pot să continui, susținem-mă cu 15 lei pe patreon.com. Mulțumesc!